Bună ziua, bine v-am găsit. Data de 21 mai. Azi noi n-am lucrat. Fiind duminică, fiind sărbătoare, nu lucrăm. Dar e când și trebuie să lucrez, când animalele, insectele și diferite vietăți au nevoie de a face anumite lucrări. Eu astăzi colectez un pic de polen când sunt acasă, vreo 4-5 ore. Colectăm așa un pic de polen, nu foarte mult, nu ăsta este interesul, ci să-mi culeg eu porția mea de polen pe care o consum zilnic, fiindcă este un foarte bun, are vitamine, una dintre vitamine, și ajută foarte mult diferite organe din corp. Acest lucru se poate colecta la coloniile sănătoase. Dacă găsim văros în el, clar nu mai colectez eu. Nu mai colectez eu polen. Eu îndepărtez cutiuțele astea, nu le las peste noapte, fiindcă dacă vine o ploaie sau, să zic așa, noaptea e condens, e mai răcoare, se umezește, și dacă albinuțele a doua zi iar colectezi polen, atunci se mucegăiește. Bun? Iată ce frumos e ăsta, are un gust foarte, foarte plăcut. Ăsta este recordistul la polen, în 4 ore tot timpul aduce polen foarte bun, foarte, foarte bun cantitativ. Deci curăț foarte bine aceste cutiuțe și mâine, sau dacă mâine plouă, de exemplu, nu culeg, nu vin cu cutiuțele, se vor fi curate, atunci vin în altă zi. Deci acesta este profitul, unul dintre profiturile apiculturii. Pentru asta îngrijim albinuțe. Să luăm câte un pic. Nu, fiind la nivel de hobbyist, nu mă interesează să fac foarte mult asta, să zicem așa, pentru sănătatea proprie. Mai dăm pe la persoanele pe care dorim să le ajutăm, fiindcă, cum să zic eu, de la apicultor de acasă, se spune că este cel mai sigur să cumperi, dar e ok, fiindcă e cel mai proaspăt. Iată, aici avem mai multe nuanțe. E foarte, foarte fain. Foarte fain. Cu cât polenul are mai multe nuanțe, cu atât mai variat este de la plante, să spunem așa. Bun, mergem și pe rândul următor. Nu știu, 500 de grame pe zi, 600 de grame e mai mult decât mulțumitor. S-ar putea să fie un pic mai mult și e vorba doar de 4 ore. Ia uitați, ăsta mai puțin. Știți care e problema aici? O să-l verific dacă nu este în frigul roiitului, fiindcă e o colonie mare.
Deci de aici putem să observăm dacă e în friguri. Cu cât aduce mai puțin polen, cu atât are, să spun așa, are mai puține larve. Și atunci s-ar putea să fie în friguri. Trebuie să-l urmăresc. Iată, ăsta aduce o altă nuanță de polen, acele grănule albe. Să știți că sunt foarte gustoase, dar sunt foarte rare, nu știu de la ce sunt. Sunt dulci, foarte bune. Foarte, foarte bune. Îmi place că, fiind acasă tot timpul lângă ele, așa, când suntem lângă ele, putem să gestionăm foarte bine colectarea de polen, putem să o facem îndelung, adică putem culege 2-3 luni, așa, câte un pic, lăsăm și lor. Uite, și aici avem acele polen cu granule albe, foarte bun la gust. Acum, după ce termin eu de adunat, și ce fac? Mă duc repede, bag o linguriță, două, de polen. Așa. Mai avem câteva. O să le scoatem și pe ele. Aici avem mai puțin, dar e bun. Orice bine de la o colonie de albine este binevenit. Cum sunt văroșii aia, nu mai vine nimic anul ăsta de la ei. De aceea sper să reușesc să-i vindec, dar arată bine. Aștept și aștept în timpul zilei la văroșii ăștia să văd albine la puiet, la zbor. La coloniile bolnave nu prea vezi puiet la zbor. Deci e un semn și ăsta, când vezi o colonie că nu prea iese puietul la zbor, e o problemă. Ia, foarte fain. Fain și gustos, deci e dulce. E dulce, numai ele știe de la ce e. Bun. Mai am unul aici și gata. Și gata cu ele. Ia să vedem. Iată și ăsta, așa mai puțin. Mai puțin, dar este. E bun și ăsta. Bine, e și mai micuț. Mai am depus vreo 4 colectoare pe aici colo, dar e bine. Și ia să vedem cât a rezultat. Așa, după mână, uite, să spunem că am făcut un pic de bănuțe azi, da? Mai e și o furnicuță, o să o îndepărtăm noi. Bun, cam asta este, asta am vrut să vă arăt azi. Iată că reușim să mai facem și altceva, un pic de profițel, așa, pe hobist, dar mai facem și noi câte ceva. Bun, până data viitoare, numai bine!